Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Hai să ne uităm la ce ne rezervă această zi. Te mistui și la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Îți readuc aminte faptul că aici avem un horoscop simplu și generalist. Pur și simplu teoretic. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Deși careul dintre Marte și Neptun va fi perfectat mâine, tu încă de astăzi resimți așa o zăpăceală, un haos, confuzie, spui lucruri pe care nu vrei să le spui, sunt înțeles greșit vorbele tale, dar și tu înțelegi total aiurea pe ceilalți. Deci la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, ai grijă pe plan financiar, că undeva s-ar putea să te păcălești și tu s-ar putea să-i păcălești și pe ceilalți. Nu ești cel mai bun la a da sfaturi astăzi, ales pe plan financiar. Deci la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni, te consumă în prea multe direcții, te duci, le vrei pe toate și culmea, nu-ți iese niciuna. Așa că nu e cazul astăzi să te arunci în toate proiectele posibile și imposibile. Trecem acum la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Viața, sau cum să-ți spun eu, condiția de muritor nu presupune o poveste Disney. Condiția de muritor presupune să se întâmplă și lucruri rele, chiar dacă tu ești într-o baltă de gândire pozitivă. Asta încerc să spun, careul dintre Marte și Neptun, Marte fiind în casa 12-a, nu e cazul să te duci doar după poveștile tale, pentru că universul poate să aibă propria poveste pentru tine. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Marte în casa 11-a, te-ai tot jucat cu el de pe acolo, cred că de anul trecut din august ai fost destul de dezamăgit de anumite persoane dragi sau anumite persoane pe care le considerai tu aproape, dar ți-aș recomanda să fii cât mai deschis către noile idei de la locul de muncă și să înveți tot ce se poate învăța de la unii oameni, pentru că Venus va intra în curând în casa 10-a și chiar vei avea mai multă vizibilitate. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară, nu pune la suflet replicile șefilor, că poate astăzi sunt supărați, poate astăzi nu știu ce se întâmplă, poate azi au o zi și mai grea, poate astăzi nu știu. Așa cum și tu ai zile grele, poate și ei au zile grele. Și vor spune multe lucruri, poate direcție sau nu, și tu le vei lua într-un mod foarte apocaliptic. Nu este cazul. Trecem acum la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Vezi tu, planetele astea din pești, că soarele se apropie de o conjuncție cu Mercur și Neptun în casa 6, da? Nu sta la bârfă cu colegii, nu încerca să te implici în viețile lor personale și nu da detalii nici din viața ta. Cel mai bine așa. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Vezi tu, și tu ar trebui să fii puțin mai atent la serviciu și să nu creezi momente din acelea în care să pare că tu le știi pe toate, pentru că dacă arăți asta, vezi, domnule, oamenii te vor crede și îți vor da proiecte și îți vei da seama că nu te mai poți ocupa nici măcar de alea pe care le aveai până momentul ăsta. Deci, ego-ul mai potolit, asta să spunem. Trecem acum la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Nu ar strica să nu faci pe, cum să spun, să nu iei decizie astăzi. Să nu te victimizezi astăzi în relație și să nu zici ceva de genul că doar tu ești de vină, că toată lumea are ceva cu tine, că toți sunt ok, numai tu ești ăla problematic. De fapt, asta este o victimizare și nu e de luat decizii. Deloc. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Îți merge mintea zilele astea, dar nu-ți dai seama. E un locul tău și foarte atent, pentru că nivelul de creativitate este uimitor. Și culmea, nivelul de toleranță și empatie. Vei fi un bun ascultător zilele ce urmează. Deci la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător, tot pe plan financiar, aș avea puțină grijă. Că Saturn e acolo, Soare, Mercur, Neptun, te convingi că faci bine o cheltuială, după ce o faci îți pare rău, după ce o faci vin alții și spun da, era mai ieftin în partea elaltă, deci gândește-te doar dacă trebuie să faci cheltuiala aia. Aia serioasă, că astea mici na, le faci, n-ai ce să faci. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Of, familia asta, eu în locul tău aș evita puțin discuțiile importante cu familia. Adică da, ai mâncat, ați plătit facturile, n-ați plătit facturile, aveți nevoie de bani, n-aveți nevoie de bani, dar alte discuții mai profunde nu și-au rostul zilele acestea. Să vă priască recomandările mele și să ne vedem cu bine mâine.